din episodul anterior. Am venit să vă salutez. Alo, bună ziua de la poliție. Ați auzit bine de la mine. Hei, abonați-vă! Ce faceți astăzi? Facem căutarea misterioasă, episodul 3 din sezonul 2! Și sper că v-a fost dor de mine, pentru că n-am mai postat căutarea misterioasă de foarte mult. Și aici le avem pe Vlad, tatăl lui Elizabeth, personaj nou, și eu, Emily, sora mea, și Elizabeth. Și BFF-ul meu, Elizabeth. Bună, Elizabeth, de ce ai venit? Ca să vorbesc cu Kira. Kira nu este aici. Ce? Nu a venit de 2 zile acasă și nu răspunde la telefon. Dar tu nu te îngrijorezi? Păi hai să o căutăm. Nu pot să-mi las sora aici, este prea mică. Dar unde e? Doarme. Păi nu putem lua cu noi. Păi angajăm o bună. Hai să mergem. Diana? Emily, bună! Ai văzut-o pe Elizabeth? Cine este Elizabeth? Nu contește. Haide să mergem în casă. Mulțumesc! Ce s-a întâmplat? Bună, ce-am ratat? Elizabeth? Ea este fata despre care vorbeai? Da, dar cum? O căutăm pe Kira sau nu? Bine punctat! Ce s-a întâmplat cu Kira? A dispărut! Ce? Hai să mergem! Pot să vin și eu cu voi? Sigur! Unde mergem? Știu eu un loc unde ar putea să fie. Uite o lumină roșie. Mie mi-e frică. Kira, tu ești? Kira?
din episodul următor. Kira, e fantoma lângă tine! The end.